Sunt medical de la Serviciul de Medicină Legală din Maramureș, dar și alte persoane sunt vizate într-un dosar penal cu zeci de suspecți. Asistentul medical ar fi luat mită de la mai multe persoane pentru a modifica probele biologice de sânge ale unor șoferi cu scopul de a-i scăpa de dosare penale. Încă din anul 2016, asistentul medical ar fi luat mită de la mai multe persoane pentru a confirma valori mai mici ale alcolemiei. Șoferii băuți care se urcau la volan și erau prinși de către agenții de poliție dădeau mită pentru valori mai mici ale concentrațiilor de alcool, totul pentru a scăpa de răspunderea penală. Asistentul medical a fost reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru mai multe infracțiuni, cum ar fi luare de mită, sustragerea sau distrugerea de probe sau de înscrisuri și fals intelectual. Anchetatorii precizează că nici cei 20 de suspecți nu vor scăpa de cercetări. Ei sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals intelectual, favorizarea făptuitorului și sustragerea sau distrugerea de probe sau de înscrisuri.